Nunta se apropie cu pași repezi, iar verighetele sunt mai necesare decât aerul. Dar cum sună dorințele mirilor? În primul rând, verighetele trebuie să fie foarte late și foarte excentrice, cum v-am obișnuit. La fel ca și rochia de mireasă, coroana și toate celelalte dorințe ale mele. Deci, prima caracteristică să fie lată și plină cu pietre, bătută în pietre. Deși știu că soțul meu și-o dorește din aur alb, eu mi-o doresc din aur galben. Trebuie să cădem la un numitor comun, să vedem cum facem. Modelul de verighete pentru Andrei și Cristina, late, o combinație din aur alb cu aur galben, cu pietre multe, ceva de genul ăsta. Modelul de verighetă arată într-un fel, într-un mare fel. Doresc să fie din aur alb, foarte extravagant, foarte sclipitor și să fie un model unic, care nu l-a mai văzut la nimeni. Îmi doresc să aleg cele mai frumoase verghete, extravagante, opulente, pentru că acesta îi reprezintă pe ei. Ideile au fost exprimate, ar cam trebui să trecem la treabă, însă ar mai fi ceva de spus. Cu siguranță mama va fi mult mai apropiată de modelul pe care mi-l doresc. I-am explicat cum mi-aș dori să fie, le-am explicat la amândouă, dar cred că mă cunoaște cel mai bine și bănuiesc că va alege cea mai apropiată verighetă de gustul meu. Rămâne de văzut cât de mult va fi ascultat, dar și mireasa ar mai avea ceva de adăugat. Bineînțeles că mami mă cunoaște mai bine, dar cred că și soacra mea s-a învățat că sunt o fire extravagantă și îmi va alege cu siguranță o verighetă ieșită din tipare, așa cum îmi doresc. Asistenta e prima pe poziții, dar este cu adevărat pregătită? Eu cred că cuscra nu se ridică la nivelul așteptărilor copiilor. Nu prea le știe gusturile așa de bine. Rămâne de văzut, pentru că niciodată nu poți să știi de unde sară iepurele matrimonial cu verighetele fermecate în codița ei pufoasă. Mai bine, hai la treabă! Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit! Aș dori un set de verighete pentru copiii mei. Desigur, noi am analizat copiii dumneavoastră în aceste zile ale emisiunii și am încercat cu echipa Tracer Gol să găsim, să descoperim personalitatea, caracterul și bunul gust al dânșilor. Exemplu, putem merge pe o tăietură concavă, semibombată sau dreaptă. Important este că fiecare model se poate personaliza în funcție de cerințele dânșilor. Eu aș dori să le aleg o copie de verghete de aur alb. Desigur, desigur. Acest model mi se pare destul de apropiat de ceea ce știu eu că își doresc ei. Desigur, desigur. Nu știu dacă este exact ceea ce își doresc, dar sper să mă apropii cât de cât de gusturile lor. După părerea mea, sunt foarte, foarte frumoase și e suficient. Nu știu dacă cuscra va fi de acord cu ceea ce voi alege eu. Poate că ea o să se orienteze spre ceva mult prea pompos. Soacra supremă reacționează. Cred că nu și-l cunoaște bine. Cuscra nu cred că își cunoaște atât de bine băiatul, ce gusturi are el la verighetă. Dar să nu o întrerupem pe asistentă. Și aș dori să mai aleg o altă copie de verghete, această combinație de aur alb cu aur galben și cu aceste micuțe diamante. În felul acesta copiii să poată să aibă posibilitatea de a alege dintre cele două copii de verghete. Cu siguranță o să câștigați în fața cuscăi dumneavoastră. Cel puțin îmi doresc și sper să reușesc. Cu siguranță modelul va fi pe placul lor. Eu vă doresc succes în acest concurs, ca să zic așa, și o să așteptăm și pe doamna Cuscă. Vă mulțumesc! Cu mare drag! A găsit asistenta soluția perfectă? Cred că vor alege un model din cele pe care le-am ales eu. Asta e bătălia. Eu sunt o persoană
dinamică, competitivă și țin la această competiție și aș dori și vreau ca să fiu eu cea care voi învinge. Acum a venit rândul soacrei supreme să intre în scenă. De data asta cred că ambele mame știu foarte bine cam ce ne dorim în alegerea verighetelor și sunt încrezătoare că ne vor pune în dificultate și că vor alege cele mai frumoase modele și apropiate de gusturile noastre. Chiar nu vreau să fiu un capriciu pentru ea că este mama câștigătoare. Ar trebui să țină cont de noi, de mine, în primul rând. Însă cât de mult o va face? Haideți să aflăm! Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Sunt Constanța. Robert Popescu, încântat. Îmi face plăcere. Ce alegem? Pentru mine este un moment iarăși greu, printre alte momente. Alegerea verighetelor e complicat, doar nu le port eu. Așa este întotdeauna. Pentru copiii mei. Alesul verighetelor este ultimul moment, dar cel mai important. Aș dori un model mai lat. Desigur, orice model din linia clasic se poate realiza, okay, la lățimea care îi se potrivesc mirilor. Din aur și cu puțin aur alb, dar să aibă și pietre, că sunt amândoi extravaganți ca și mine. Deci Andrei nu contează că poartă la fel ca Cristina și Ines, nu ține cont. Recomandații mai complex, pe mai tipul complex. De aur... Putem merge pe o combinație de aur mat cu aur lucios, verigheta de damă încrustată cu diamante negre, de asemenea și diamantele negre acum sunt la mare căutare. De asemenea vreau să vă vând un pont aici, cu scara dumneavoastră nu a amintit de gravură, ceea ce este foarte, foarte important și aici mă refer la gravura interioară. Ei, cu scara mea e mai simplă, siguranță, că vrea lucruri mai simple. I-a scăpat, dar aveți un atum plus. Sunt puțin cum sunt și Andrei și Cristina. Da. Dar eu sunt mama câștigătoare, nu uitați, eu trebuie să iau decizia finală. Vreau altceva. Putem merge pe model cu margini teșite. Astea sunt superbe. M-aș opri aici, dar parcă mă aștept și altceva. Îmi permiteți? Desigur. Sau acest model cu textură, da, cu acel mat ice. Da, le pot pune la loc pentru că sunt simple, sunt frumoase și astea. Sigur. Dar noi vrem extravagant un pic, excentric. Da, și de bun gust și de calitate și superioară și de bun gust, siguranță. Dar trebuie să luați decizia cea mai bună pentru ei, pentru că dumneavoastră îi cunoaște cel mai bine. Dar oare o fi suficient? Am încredere în mine că mă voi zbate și noi voi pleca din magazin până nu voi găsi ce-mi doresc și ce-și doresc copiii. Șefa continuă căutările, dar este nehotărâtă. Nu știu cum să fac. Una e mai frumoasă ca alta, nu știu la ce să mă opresc. Trebuie să fie pe sufletul lor, așa cum s-au și găsit. Și dacă eu refuz din ce mă oferiți aici, ați avea ceva pe gustul meu cum v-am cerut să mă oferiți altceva? Sigur că da, pot să vă arăt un model. Deci să fie late, bătute în pietre, puțin aur alb, dacă nu rămâne pe aurul normal, galben. Și atunci aș lua o decizie finală. Altfel, mi-e greu să mă decid. Acestea pot spune că sunt au un design regal, pentru că, așa cum a spus și Andrei, vrea să opteze cu pietre. Da. Cum mi se pare? Mă mai gândesc, dar trebuie să iau o decizie finală. Eu sunt absolut sigur că va fi decizia cea mai bună. Șefa cercetează de zor variantele, poate o va descoperi pe cea care va fi pe placul mirilor.